Doamnelor și domnilor, bine ne revedem. Sunt Cristian Fogel din platoul Roman 24, online la o ediție nouă a Politicii în Neamț. După cum puteți vedea, alături de mine este invitat domnul Adrian Ciobanu, fost subprefect al județului Neamț. Există un CV întreg, l-am trecut aici pe hârtie, dar înainte să mă dau eu mare că am citit niște informații de pe internet, am să vă rog, în primul rând, să vă spun bună dimineața, bine ați venit și să vă rog să le spuneți rămașcanilor cine sunteți. Bună dimineața și bine v-am găsit. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Sunt Adrian Ciobanu, inginer mecanic, 45 de ani, căsătorit, secretar general al filialei PNL Neamț și candidat din partea acestei formații politice la alegerile parlamentare din 1 decembrie la Camera Deputaților. Asta nu sunteți la început de carieră. Aveți în spate o grămadă de ani de politică, consilier local, ați candidat pentru funcția de primar al municipiului Piatra Neamț, mă înșel? Nu. Ați fi vrut? Nu, n-am vrut. Da, am activitate politică susținută de 21 de ani, activez în politică. Am fost consilier local al municipiului Piatra Neamț în mandatul 2016-2020, și reales în mandatul 2020-2024, mandat pe care l-am întrerupt la începutul anului 2022, când am fost numit subprefect al județului Neamț, activitate pe care am desfășurat-o până de curând, când am demisionat din această funcție. Dar legea vă spune că trebuie să faceți treaba asta până, nu știu, 50 de zile sau 60 de zile? Legea nu spune, nu are o asemenea prevedere. Este o ordonanță de urgență a Guvernului care precizează acest aspect, că trebuie să demisionezi ca prefect și subprefect dacă vei candida cu 50 de zile înainte de data alegerilor. Principiul este cumva corect, nu ai voie să fii sau nu e normal să fii și arbitru și jucător în același timp. Știe toată lumea că instituția prefectului este principalul organizator al alegerilor în județul Neamț, dar iată, acest principiu, deși este unul corect, da, zic eu și mi l-am însușit ca atare, m-am conformat, totuși există funcții de demnitate publică la nivel mai înalt decât cea de subprefect, respectiv cea de prefect, care nu sunt în postura de a demisiona și de asemenea organizează alegeri. Nu e bizară legislația în România? Adică în unele momente, că tot trebuia să ajungem și la subiectul ăsta, sunt niște legi în România care, hai să nu spun că se bat cap în cap, dar sunt cumva neclare sau lasă multe portițe? Veți intra probabil în urma alegerilor în spațiul ăsta a legislativului, a făcutului de lege, a anulatului, a aprobatului și așa mai departe. Legi. Nu sunt legi în România care sunt neclare? Cu siguranță sunt și trebuie, pe măsură ce identificăm acele lacune sau inadvertențe sau, știu eu, lipsuri într-o legislație, trebuie clarificată prin amendamente. Se poate cu bună credință și cu aplicare pe această problematică se pot rezolva și aceste legi. Bine, ca să se facă treaba asta trebuie să existe o majoritate parlamentară, adică o lege sau o propunere legislativă trebuie și susținută de cum vor merge. Cum vedeți, în ce direcție merge partea decizională a României? Pentru că PNL-ul singur în momentul ăsta trebuie să se vede, n-ar putea face față singur la o conducere. E nevoie de o alianță, e nevoie unde, în ce direcție merge? Aici am să-mi permit să vă contrazic, PNL-ul ar putea face față la conducerea țării cu brio. Avem oameni suficient de bine pregătiți și suficient de mulți pentru a-i selecta chiar să ocupe toate posturile. E adevărat, din punct de vedere politic, algoritmul politic, da, arată că în Parlamentul României nu va fi nicio formațiune politică care să mizeze pe un procent de 50% plus 1 dintre mandatele de parlamentar. Deci se va impune o coaliție. În Parlamentul României, partea de legislație, Parlamentul României este legislativul țării, cu siguranță se găsesc puncte comune de sprijin între diverse formațiuni politice. Eu sunt sigur că o lege bună va trece cu o largă majoritate, pentru că nu cred că mai există la momentul acesta un soi de, nu știu, opoziție, de dragul opoziției, hai să nu promulgăm o lege doar pentru că este inițiată de ceilalți, deși
Iată, am să dau un exemplu. Legea prin care s-a ridicat plafonul de impozitare a pensiilor de la 2.000 la 3.000 de lei, legea aceasta a fost inițiată în urmă cu 2 ani de Partidul Național Liberal. Legea a stat la sertar, nu a fost scoasă pentru dezbatere și pentru promulgare, pentru a intra în vigoare, tocmai pentru a fi scoasă acum de partenerii noștri de coaliție în plină campanie electorală, corect, să-și însușească ei acest merit. Dar ca principiu, orice lege bună trece, poți avea doar, nu știu, o anumită frână de mână trasă la un moment dat. Dar chestiile astea, înțeleg, vorbeați de legea asta a impozitării, ridicării plafonului de impozitare a pensiilor. Nu e moral să se facă, să se țină la sertar. Nu e moral pentru față de alegători, de oamenii din țară. Și nu știu de ce e legal, totuși. Adică, în momentul în care ți-ai dat seama că se face treaba asta pentru a se câștiga capital electoral, scoți o lege care trebuia să fie pusă, e bună, trebuia pusă în aplicare cu ani de zile în urmă, dar o ții pentru că e bine să o dai în campanie electorală, că dă bine la public, nu ar trebui să fie și ilegală treaba asta? Nu, legal este, pentru că știți, după principiu, ceea ce nu este interzis este permis. Da. Nu este interzis să te opui la o lege, mai ales în condițiile în care găsești tertipuri pentru a o bloca. Nu avem suficient bani, nu am prins bani în buget, trebuie o rectificare de buget întâi și așa mai departe, găsești N-șpemii de motive ca să ții o lege la sertar, dar într-adevăr moral nu este, pentru că să ieși la momentul acesta și să clamezi apropierea față de pensionari și cum ai făcut încă un lucru bun pentru pensionari, și este un lucru bun acesta, dar să clamezi treaba asta în condițiile în care acei pensionari puteau să beneficieze de această prevedere de 2 ani în urmă, corect, este profund imoral din punctul meu de vedere. Ar trebui să fie și ilegal. Vă spun la modul serios, eu sunt om din popor, n-am nicio poziție publică, n-am nicio funcție de conducere, nici măcar aici. Eu nu conduc decât mașina personală, da? Nici acolo nu sunt sigur de volan. Dar mă gândesc că dacă e ceva care mie îmi face rău, pentru că nepunând în aplicare o lege care este bună, mie ca cetățean îmi dăunează. Și mă gândesc că dăunându-mi mie, ar trebui să existe o prevedere legală care să-mi spună că, bă, frate, nu se face treaba asta. Trec mai departe tot. E un punct de vedere personal, nu trebuie să-l luați în sigur. Da? Că vorbim de alianțe și de, că a spus că nu există și nu o să existe probabil în România niciodată un partid care, decât dacă ar fi, nu știu, o dictatură, un partid care să prindă 50% plus ca să asigure majoritate clară. Veți merge la guvernare să faceți majoritatea cu PSD-ul? În Parlament? Da. Greu de spus. La momentul acesta eu trag speranța că forțele de dreapta vor lua un scor politic și vor avea un număr de mandate în Parlamentul României astfel încât să permită o guvernare de dreapta. Cred, nu sunt sigur că este așa, dar cred că și USR-ul s-a mai maturizat. Vă aduceți aminte episodul din 2021 când USR-ul a ieșit într-o seară de la guvernare după 6 luni de guvernare împreună cu PNL, în care ziua erau la guvernare și seara pe la televiziune erau în opoziție, criticau tot ce se întâmplă, doar în ideea, nu știu, a fructificării din punct de vedere politic a unor, nu știu, probabil că urmau să ia decizii doar pe bază de sondaje de opinie sau cu ochii pe procentele electorale, ceea ce este profund greșit. Mizez pe această maturizare și sper ca electoratul să investească încredere în formațiunile de dreapta, în mod deosebit în Partidul Național Liberal, evident, da, astfel încât să se formeze o guvernare de dreapta, pentru că, din punctul meu de vedere, doar o guvernare de dreapta poate aduce un progres real și o modernizare reală a României. Vă bazați și pe rezultatele foarte bune obținute, pe Neamț mă gândesc, la locale. E cel mai bun scor obținut de la Revoluție încoace, dacă nu mă înșel. Da, Partidul Național Liberal, filiala Neamț, a obținut un scor extrem de bun, nu doar bun, un scor foarte, foarte bun. Avem 41 de primari aleși.
cei mai mulți primari din județ, avem 417 consilieri locali, 14 consilieri județeni, evident, cifre istorice, toate aceste cifre sunt istorice pentru Partidul Național Liberal în istoria post-decembristă. Suntem mândri de acest rezultat, nu a fost obținut nu știu, așa, ca picat din cer, a fost obținut prin foarte, foarte multă muncă de ani de zile, zi, lumină, pe baza unor principii corecte de identificarea celor mai buni candidați, oameni integri, oameni onești, oameni destoinici din comunitățile locale, oameni pe care i-am identificat, cu care am purtat nenumărate discuții, o parte dintre ei am convins foarte greu să intre în politică. Există o anumită reticență, cel puțin a omului simplu sau omului de rând sau chiar a oamenilor de succes din comunitățile locale să se alăture politicii, pentru că, vedeți, e vorba aceea care este de fapt o propagandă pură, că dacă te bagi în albie te mănâncă porcii. Domnule, haideți să intrăm în politică, să ocupăm partidele politice și să le primenim din interiorul acestora. Altă soluție. Deci spuneți că ar trebui o schimbare în partide, în interiorul partidelor, asta îmi spuneți. Nu că trebuie o schimbare. Primenirea se face, e ca la fotbal. Stăm în tribună și ne uităm cum fotbalistul X bate o lovitură de pedeapsă, un 11 metri, da? Și o dă în stânga portarului, portarul sare pe minge și o prinde. Și noi din tribună explicăm cu domnule, ce greșit, dacă o dădea în dreapta era gol, nici măcar nu trebuia să o dea foarte plasat. Corect. Da. Ei, așa și aici, intră în teren și joacă. Este, din punctul meu de vedere, este necesar ca oamenii, cel puțin cei care consideră, au ceva de spus sau consideră că au ceva de spus, să o facă din interiorul acestui joc, pentru că puterea în democrație se exercită prin partidele politice. O nu este suficient să dai lecții de pe margine, este foarte, foarte util să intri și să îți pui punctul de vedere în interiorul unei formațiuni și după aceea formațiunea politică să îmbrățișeze ideea să o ducă mai departe. Merg mai departe cu ideea asta și spun, când ești angajat, e cam greu să-l critici pe șef. Când nu ești angajat, ești client, e super ușor, pentru că, scuze-mă, n-ai nicio obligație. Când ești angajat, e mai greu. Probabil că aici e... Și nu știu dacă urmăriți, probabil că da, anual se face un top al încrederii în România. Iarăși îmi pare rău să spun, nu s-a schimbat mare lucru, politicienii sunt pe locurile codașe. Așa este. Ca încredere. Da. Unde s-a greșit? Pentru că politicienii ar trebui să fie, punctul meu de vedere, fruntași prin, măcar în primii trei, în topul încrederii. Nu știu, aș spune, biserică, forțele de ordine, poliție, jandarmerie, politica. Din nefericire, politica și presa, în momentul ăsta, sunt jos. Unde s-a greșit? Ce se poate schimba? Se pot schimba multe. S-a greșit cei 34 de ani de la Revoluție încoace, eu consider că s-a greșit printr-o atitudine a politicienilor de vârf nu tocmai adecvată, nu tocmai fericită, o atitudine de multe ori de aroganță, o atitudine de multe ori de om atotputernic, probabil, nu știu, chiar și erau la un anumit moment. Da, sper că am mai scăpat din semizei, da, eu cred că s-a mai scăpat. Ați văzut și dumneavoastră baronii, acei mulți baronii, făceau ce voiau în județele lor. Cred că în direcția asta se fac pași semnificativi. Recâștigarea încrederii electoratului va fi destul de dificilă și va necesita o perioadă destul de lungă de timp, pentru că ce s-a distrus în 34 de ani, și aici vorbesc de încredere în clasa politică. Da, asta se pierde ușor și se câștigă ușor, greu. Se câștigă și mai greu, dar sper cu o clasă nouă de politicieni care să fie mai transparenți, mai în dialog permanent cu cetățenii, să se schimbe această, să se elimine acest stigmat care este pus pe clasa politică. Să știți că motivele sunt un pic mai complexe. Aici există și factori externi politicii, dacă nu chiar națiunii, care
promovează foarte intens o propagandă de tipul toți sunt la fel, dacă votul nostru ar conta, nu ne-ar lăsa nimeni să votăm. Da. Nu contează cine votează, cine numără voturile. Mai era în clasa tinerilor, mai era un moment dat un mesaj pe care nu pot să-l pronunț aici, că făcea ceva cu votul, da? A, da. Un tricou. Da, 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 da. Deci toate aceste mesaje sunt gândite și gândite în laboratoare profesioniste pentru a știrbi autoritatea statului. Nu doar a politicului, ci autoritatea statului în general, pentru că vedem și guvern atacat și președinția atacată și parlament, de multe ori biserica, armata, da? Deci vedem atacuri care sunt gândite și sunt promovate de cei interesați să știrbească autoritatea statului român, astfel încât lumea dezgustată de statul român în integru, da, să, nu știu, să fie receptivă la o nouă idee de autoritarism. Bun, se știe că oamenii au ceva împotriva autorității întotdeauna. Oamenilor nu le-a plăcut autoritatea și asta se vede inclusiv prin prezența foarte scăzută la vot, la voturi, la votări în general. Da. Da? Vedem că tinerii se implică de la 0 spre 4, 5, 6%. Votează cei în vârstă pentru că ei s-au obișnuit în timp să meargă. Băi, e duminică, vin de la biserică sau înainte de a merge la biserică, mă duc și pun ștampila și votez. Da? Pe tineri, dumneavoastră personal, Adrian Ciobanu, cum îi atrageți? Cum le spuneți? Băi, veniți și votați. Candidați la Camera Deputaților și urmează probabil să le schimbați viețile, viitorul acestor tineri, luând deciziile corecte. Da? Cum îi convingeți pe tineri să iasă la vot, să vă voteze? Nu știu cum i-am putea convinge pe tineri acum să mai facă ceva, este o generație, consider eu, destul de rebelă. Da. Așa am fost și noi când eram tineri, toți eram rebeli, le știam noi pe toate. Spunea mama, ia fes în cap că o să răcești, lasă-mă că știu eu mai bine, îmi dau părul, exact. Fiu cu părul ud chiar și am iarna. Nu, nu e ușor, nu-i putem convinge decât prin acțiuni, întâlniri cu ei, să le explicăm despre ce e vorba, ei sunt într-adevăr rupți de realitatea politică, nu îi interesează sau pe foarte puțin îi interesează politica. Trebuie prezentate, eu consider că puterea exemplului funcționează cel mai bine și ar trebui prezentate chestiuni documentare, dacă doriți, filme documentare despre ce se poate întâmpla sau unde se poate ajunge atunci când lehamitea sau dezinteresul primează. Și cred că se pot da inclusiv din anii 30, cum a ajuns la putere Hitler, da, se poate da un exemplu, cred că se poate da un exemplu mai apropiat zilelor noastre, chiar din zilele noastre, cu ce se întâmplă în Coreea de Nord. Și tinerii trebuie să înțeleagă și trebuie să, nu știu, printr-o chestiune între asta interactivă, să vadă unde s-ar putea ajunge dacă nu suntem atenți. Și cred că tinerii, dacă ar fi, nu știu, și în școală mai educați? Nu educați, educație se face în România, dacă ar fi mai atrași spre acest subiect, tot prin chestiuni interactive, cred că ar fi foarte bine. Când spun educați, mă gândeam la o ore de educație, da, da, democratică. Da. Nu știu, cum să înveți exercițiul democratic. Bă, democrația funcționează așa, asta face președintele, asta face, că la noi în momentul ăsta în România multă lume nu știe care sunt atribuțiile președintelui, ce fel de stat suntem. Da, da. Că e un fel de stuțocămilă la noi. Nu știu exact să explic cum e România în momentul ăsta și nici nu vreau să mă bagă niște chestii pe care chiar nu le pricep. Da, așa este, pentru și aici este un lucru care, din punctul meu de vedere, este profund incorrect. Președintele României, care este persoana votată uninominal, da, de cei mai mulți dintre români care au ieșit la vot. Da, cei mai mulți dintre români, pentru că la urma urmei și cei care nu ies la vot, proporția, să știți că e similară cu cei care ies la vot, pentru că dacă un sondaj de opinie
este reprezentativ și relevant pe 10.000 de subiecți, un sondaj de opinie la nivel național, și rezultatul acelui sondaj se reflectă în vot, cu siguranță și votul, dacă îl privim ca un sondaj de opinie, și cei care stau acasă au părerile similare cu cei care au fost. Okay. Deci aici nu ar fi o problemă, dar mă uit că persoana care este beneficiază de încrederea românilor și este votată uninominal și de cei mai mulți dintre români, de fapt și de drept nu prea are pârghii. Și știm cu toții, președintele este șeful forțelor armate, este președintele CSAT, deci are atribuții pe linia aceasta, este șeful instituțiilor de forță și mai este șeful diplomației, este reprezentantul statului român. Președintele României are ca atribut principal în fișa postului politica externă. Corect. El e portavocea României. Așteptările românilor, după ce au pus ștampila pe președinte, sunt altele. Da. Fără a cunoaște, în schimb, care sunt atribuțiile. Și atunci eu sunt de părere că o republică prezidențială este un model mai de succes, în care și președintele să fie primul ministru, sau lăsăm președintele decorativ, să zic, da? Și ne alegem prim-ministru uninominal. Deci unul din aceste două modelul modele... Modelul Germaniei, ziceți. Da. Pentru că nimeni nu știe cine e președintele Germaniei. Dacă întrebați în lume, sau a Italiei. Da. Cine este... În Italia e Republică Parlamentară, se alege, președintele este ales de Parlament, așa cum era la noi, se alegea președintele Consiliului Județean dintre consilierii județeni prin votul acestora. Atunci să vă zic, există niște, mă gândesc, eu sunt genul ăla de om care merge, hai să schimbăm, dacă ceva vedem de 30 de ani că funcționează cum funcționează, poate nu funcționează, n-ar trebui schimbat, efectiv să-i spunem președintele, domnule, de mâine dumneata ești imaginea României în lume. Du-te, vorbește cu Ghana, vorbește cu Zambia, du-te în Australia, fă relații. Lasă administrarea statului în mâinile, nu știu, primului ministru. Sau a... Care să fie ales. Care să fie ales. Da. Dar trebuie schimbată Constituția popor. Și... Da, să fie ales de popor, nu ales prin jocuri. Bun, jocuri de altfel corecte din punct de vedere politic. Da, președintele României la momentul ăsta are un rol esențial în ce înseamnă politică externă. Că ați vorbit de vizitele în Africa, acele vizite sunt într-un context mai larg, în care și Europa trimite toate forțele de care dispune pentru a încerca stabilirea unor legături mai strânse cu statele africane, da, nu doar România, Europa. Da. Pentru că dacă nu faci lucrul acesta, se vor duce alții și se ducea China în mod foarte, foarte intens pe zona aceasta a Africii. Este cunoscut faptul că foarte mulți din liderii de vârf din multe state africane sunt vorbitori de limbă română pentru că au făcut facultăți studiile, în România. Da. Sunt în foarte multe și atunci legăturile astea sufletești pot fi fructificate mult mai bine, bineînțeles, într-un în interes bilateral. În relații comerciale, în relații ale unor alianțe la urma urmei geostrategice. Deci nu cred că vizitele acestea, pentru că ați adus aminte de ele și a fost o întreagă dezbatere pe subiectul ăsta. Nu despre vizite era vorba, ci despre costul acestora. Că vizitele e normal ca președintele să le facă, dar la fel de normal e să și spună cât au costat. Asta e altă poveste deja cât și nu știu cât e subiectul. Cred că au costat prețul corect, când mă gândesc că nu și-a pus cineva vreun capac la costul avionului. Sau, adică chestiunea asta că a costat mult sau puțin, costă cât... Acum noi știți să nu fim ipocriți. Să spunem că, domnule, președintele României ar trebui să meargă cu vreo bicicletă sau meargă cu o cursă de linie. Am văzut căruța. Suficientă propagandă cu căruța, da. Am văzut suficientă propagandă României, că ne place, că ne place, nu știu ce președinte al unui scărui stat a vândut avionul prezidențial și după aceea... Nu e adevărată povestea aceea. Deci, nu, eu cred că președintele trebuie să păstreze o imagine. Nu poți să-l trimiți în opinci și cu ițari, adică, da, și mergând pe jos sau, cum a zis, cu bicicleta, totuși e președinte, e imaginea unui stat. Că ne place, că nu ne place, că l-am votat, că nu l-am votat. Este omul care ne reprezintă în lume. Trec la alt subiect și am să vă citez puțin, dacă îmi permiteți. Avem...
Cu PNL la guvernare avem garanția protejării mediului de afaceri, precum și creșterea veniturilor și pensiilor prin măsuri sustenabile, ați spus la un moment dat, și trebuie să vă întreb, veniturile astea sustenabile, prin măsurile sustenabile, care sunt? La ce v-ați referit? Ce înseamnă o producție mai mare în România sau că noi nu mai producem mare lucru? Nu, haideți să vă dau un exemplu. Vă rog. Viziunea unui partid de dreapta trebuie să fie, ca principală misiune, crearea locurilor de muncă. Ori statul român nu creează locuri de muncă el. Da. Statul român trebuie să creeze premisele dezvoltării economice, premisele prin care zona noastră să fie atractivă pentru investitori. Ok. O măsură sustenabilă este ca statul român să facă în regim de urgență autostrada A8. Ne bucurăm de autostrada A7, este foarte bună și a fost pusă pe harta autostrăzilor din România de un ministru liberal, ministrul transportului la acel moment când s-a pus în discuție programul național de redresare și reziliență, ministru Bode era, care a pus pe harta autostrăzilor din România autostrada A7 și capetele de pe A8. Le spuneam că ne bucurăm de autostrada asta, dar este foarte important A8-ul, pentru că se face legătura cu vestul Europei, pe lângă faptul că se bucură și cetățenii români stabiliți în străinătate care vin mai ușor acasă, s-ar bucura investitorii străini care ar identifica în zona noastră forță de muncă bine calificată, încă bine calificată. Nefolosită până acum. Da, și la un preț mai bun pentru ei, că oamenii de afacere asta urmăresc să facă bani. Și venind investitorii, ai locuri de muncă. Având locuri de muncă, sunt bine plătite, pentru că există prețul forței de muncă, este stabilit de același principiu din economie, cerere și ofertă. Corect, în momentul în care ai mai mulți angajatori și număr fix de angajați, prețul muncii crește. Prețul corect a muncii, deci salarii decente, ori acei oameni devin plătitori de taxe și impozite la statul român, au bani să cumpere produse care poartă TVA și acei bani, alimentând bugetul de stat, poți mări pensii și le poți mări în termen real și sustenabil. Aceasta este viziunea, pornind de la exemplu. Dar să durează niște ani, adică nu se va întâmpla mâine. Niște ani, dar un început trebuie să existe, pentru că altfel o să rămânem într-un șah etern, știți, există noțiunea aceasta la șah, în care doar spunem și doar vorbim și nu avem un moment de început. Nu, este esențial pentru zona noastră a Moldovei ca această autostradă A8 să devină realitate cât mai curând, pentru că din momentul ăla vom cunoaște și noi o dezvoltare accelerată și o recuperare a decalajelor, o reechilibrare a standardului de viață și cu vestul României și cu vestul Europei. E vorba de întoarcerea românilor acasă, e vorba de, ați aflat probabil, zilele astea am văzut publicat, nu știu pe unde, că județul Neamț a depășit pentru prima oară ca număr de turiști județe care erau stabilite bine pe când clasamentul turismului, ceea ce e bine pentru noi ca județul Neamț. Se mai poate lucra, dar nu știu cât ține de Camera Deputaților, pe partea legislativă pentru turismul în zona? Există, s-ar putea face legi, nu știu, care să reglementeze mai clar ceva? N-am un răspuns aici, nu știu, trebuie să aprofundez. Nici întrebarea nu e foarte clară, pentru că nu are bază. Nu văd cum s-ar putea legi cu dedicație pentru zone, ar putea fi doar în aceste zone defavorizate montane. Există o legislație pentru zonele montane defavorizate și pentru celelalte zone defavorizate. Dacă nu mă înșel, există, sunt două, am citit legea la un moment dat, sunt două perspective de defavorizare, sociodemografică și din punct de vedere economic. Da, se pot face legi, dar mă îndoiesc că în turism, adică nu cred că poți. Dar încă turismul la final ține de societăți private și da. Voiam să ajung undeva cu întrebarea asta pe parcurs în timp ce o formulam, mi-am dat seama că se poate că nu are nicio legătură cu, dar mi se întâmplă toată treaba asta. Pentru că ajungem pe final de emisiune și vreau să mai ating un subiect, vă întrebasem de posibile alianțe și vorbim în continuare de lipsa unei majorități parlamentare. Se face peste tot în lume, ne înțelegem cu X, ne înțelegem cu Y și mergem în aceeași direcție. PNL-PSD
Au mai avut colaborări de-a lungul vremii, de ceva timp se vorbește că sub nicio formă nu vor mai comunica. Cine câștigă din acest conflict? UDMR-ul sau cei de la AUR? Din conflictul PSD-PNL. PSD-PNL din coaliție? Da, de regulă câștigă alte formațiuni politice, pentru că omul simplu percepe dezbaterea politică sau chiar disputele politice, le percepe ca un soi de, nu știu, hărcățală, ceva, ăsta este termenul popular, știți, și nu este deloc așa. Și atunci, automat, din electoratul nehotărât se îndreaptă spre alte formațiuni politice. Alianța aceasta cu coaliția, cu Partidul Social Democrat, și vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că aici am avut și noi un minus. Nu am explicat suficient de clar oamenilor contextul în care s-a întâmplat coaliția de guvernare cu Partidul Social Democrat. În 2021 USR-ul ieșise de la guvernare, au ieșit de la guvernare și de ce au ieșit? Pentru că se opuneau vehement programului național de investiție Angel Saline, un program liberal, conceput de Partidul Național Liberal, de asta și poartă numele Angel Saline, unui liberal, care viza infrastructura de bază, drumuri și poduri, apă, canal și cu rețele de gaze naturale, la standardele de cost de la proiectele europene, deci s-au impus și astfel de standarde de cost ca să nu existe discuții. Și acest program în valoare totală de peste 60 de miliarde de lei, din care 1,3 miliarde în județul Neamț pentru drumuri și poduri, apă, canal și încă 280 de milioane de lei pentru rețele de gaze, deci peste 1 miliard și 500 de milioane de lei investiți aici. Acest program de investiții viza și vizează și este un program de succes modernizarea satului românesc în deosebi. Okay. De modernizarea tuturor localităților, dar la satului românesc în deosebi. USR-ul s-a pus la acest program pentru că aveau doar 48 de primari și noi 1300 și atunci ei s-au gândit că, domnule, nu prea e bine să facă primarii realizări, pentru că după aia noi să mai reușim noi să-i batem pe PNL vreodată. S-au opus, au ieșit de la guvernare. Partidul Național Liberal la momentul acesta în Parlament nu are 50% dintre parlamentari. Și era pus în situația în care, pe fondul unor crize multiple, suprapuse, știm, pandemie, criză energetică, criza inflației și cu război la graniță, nu putea risca PNL-ul să arunce țara în haos și în suprapunând aceste crize multiple cu o criză politică. Și atunci PNL-ul a avut de ales între celelalte formațiuni din Parlament. Și acolo nu mai este decât PSD, AUR și UDMR. Corect. Și soluția era doar aceasta. Că a fost o soluție bună sau o soluție rea, cred că electoratul va aprecia, dar eu vă spun, pentru că sunt ancorat în realitățile politice, că a fost o decizie înțeleaptă, nu a fost o decizie greșită. La final, cum ați spus dumneavoastră, că dacă lucrurile merg, sunt bune pentru populație, nu are importanță la final cine e la... Nu? Adică nu va fi nimeni împotriva unei idei bune. Indiferent de cine e în... Iată că se poate. Noi am avut o idee foarte bună și am implementat-o și este realitate. Dacă mergem la Bozien, dacă mergem la Ruginoasa, la Forei, ca să vorbim de cele din zonă, la Trifești, dacă mergem la Horia, dacă mergem la Cordun Tămășeni, unde avem rețele de apă și canalizare în plină dezvoltare pe aceste fonduri, ori modernizarea, ridicarea standardului de viață și a confortului cetățenilor nu este puțin lucru. Și asta este o mare, mare realizare a Partidului Național Liberal. Așa cum este și autostrada A7 și A8, deși vedem acum pe alții care merg la tăiat panglici, totuși Partidul Național Liberal a luat decizia politică ca autostrada A7 să devină o realitate și va fi o realitate până în 30 iunie 2026, care este termenul maximal de implementare a PNRR. Probabil că vom avea o regulă și acolo de N+2, N+3, nu știu, pentru implementare, nu cred că pentru semnare contracte noi, doar pentru implementare, dar cu siguranță autostrada va fi
o realitate în 2026. Și iată, PNL-ul a pus-o pe hartă în condițiile în care PNL-ul nu și-a luat masiv voturi din Moldova, cum și-au luat alte formațiuni de 30 de ani și au cam uitat să pună autostrada asta pe o hartă. Tot PNL-ul a preluat punctul de pensie de la guvernarea Dăncilă, era valoarea punctului de pensie și nu trebuie să mă creadă nimeni, trebuie doar să uit într-un cupon de pensie pensionar. 1285 de lei e pe site-ul Casei Naționale de Pensii și pe site-ul INSE-ului găsiți rata inflației. Și dacă coroborăm cele două date, cele două grafice pe ani, veți vedea că PNL-ul în mod sustenabil a majorat pensiile de fiecare dată peste rata inflației și singurul partid care a făcut asta. Noi am luat punctul de pensie la 1285 și l-am predat, când s-a făcut rotativa, l-am predat noului prim-ministru la 1785 de lei. Deci am operat o majorare a pensiilor cu 41% în guvernările PNL, în guvernarea PNL. Ori nu s-a bătut toba pe la televizor continuu, am făcut. Păi nu asta înseamnă campanie, practic campania durează 4 ani, nu durează o lună. Da? Chestiile pe care le faci și sunt bune, eu cred că trebuie făcute cunoscute. Absolut, da. Trebuie, da, pentru că publicitatea... Total de acord cu dumneavoastră. Aici am așa exemplu, știți, tot din partea asta a retoricii anti-autoritate, că, dom'le, să-l auzi un primar care asfaltează, da? Apropo de faptul că PNL asfalta prin programul Național de Investiții, nu doar PNL, toți primarii asfaltau pe acest program. Sau au asfaltat. Să-l auzi un primar că asfaltează e ca și cum ți-ai lăudat automatul, cum se cheamă? Da, e un fel de... Automatul că-ți dă salariu, că-ți... Îi așa și nu e așa. Pentru că pe același principiu, dumneavoastră cunoașteți un profesor foarte, foarte bun în roman, care, nu știu, scoate pe bandă rulantă olimpici. Da? Corect. E în fișa postului să facă carte. Asta este meseria lui. Asta este meseria lui. Deci lăudându-l pentru că scoate olimpici, ar fi o greșeală, nu? Nu, știu, eu cred că se merge pe altă... Eu înțeleg ce spun. Cezarului și să îi lăudăm pe cei care merită lăudat, să-i criticăm pe cei care nu fac nimic. Corect. Și prin analiză comparativă să luăm decizii și nu noi, sau și noi, dar electoratul să ia decizii prin analiză comparativă. Mergeam în comune liberale și mi-explicau colegii mei primari cum, domnule, trebuie să închidem, nu? În curând, da, tot mi se face semn din... Mi-a explicat colegii primari, domnule, am făcut 10 promisiuni și am reușit să fac doar 7. Electoratul mă va judeca. Și spuneam colegului primar, cum se face că în comuna de lângă, unde pe Anghel Salini nimic, sau o sume infime, pe PNRR nimic, pe fonduri europene alte fac nimic, pe AFIR nimic, pe AFM nimic, adică nu au atras fonduri nici guvernamentale, nici europene, un picior bagi un noroi până la genunchi, altul scoți, și cu toate astea vedem că se obțin un scor de 80% și nu de către PNL. Și întrebam, cetățenii de acolo nu au asemenea așteptări? Se pare că nu au, pentru că li s-a explicat se că noi... Se merge din inerție. Din inerție, nu. Și am văzut și eu, pe pielea mea, o bătrână spunea, noi suntem comună săracă, domne. Nu este de o să fie mereu săraci în ritmul ăsta. Rămânem cu ideea asta. Îmi pare rău că se termină timpul, că mai aveam de... S-a terminat de mult timpul. Mai aveam de vorbit. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Adrian Ciobanu, pentru că ați răspuns invitației. Sper să ne vedem mai pe larg, de fapt o să înceapă în curând campania, poate apucăm să ne... Când începe? Pe 25? Pe 25 campania de prezidențiale și pe 1 noiembrie campania parlamentară. Deci cu siguranță ne mai vedem, trebuie să discutăm. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit în studioul nostru și sper să atingem alte subiecte la următoarea emisiune. Doamnelor și domnilor și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Rămâne să ne vedem la următoarea ediție a Politicii Neamț. Până atunci, vă spun ca de fiecare dată, toate bune! Vă mulțumesc mult!